Credinței pe care a avut-o în Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este acasă la Domnul. Dorința noastră este ca prin această slujbă mângâierea Domnului să fie peste dumneavoastră. Și de asemenea, cuvântul care va fi rostit în după masa acestei zile să se așeze profund în inimile noastre și să lucreze spre mântuirea fiecăruia dintre noi. În numele familiei vă spunem fiecăruia în parte bine ați venit și apreciem prezența dumneavoastră în acest loc de jale. Acum vă invit să vă ridicați cu toții în picioare și aș vrea, prin rugăciune, să invocăm ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în astfel de împrejurări, așa cum stăm ridicați,
prin fratele Edi să rostim și să chemăm ajutorul Domnului peste noi toți. Dumnezeule nostru ceresc, Tată, îți mulțumim pentru prezența Duhului Tău în aceste cuvinte, în acest loc. Și nu dorim altceva decât Duhul Mângâierii să mânghe fiecare inimă. Îți mulțumim pentru ancora sufletului nostru care este în cer. Mulțumim din toată inima pentru felul în care vei mângâia fiecare inimă. Vei cerceta pe cei care încă nu s-au împăcat cu Tine și ne vei ajuta pe toți să ne pregătim de proiectele Tău. Dă harul vorbire, Doamne. Dă ne har în ascultare. Și tuturor dă ne har să trăim cuvântul Evangheliei. Amin. Amin. Vă invit să le ocupați locurile. În seara aceasta avem harul deosebit de a fi alături de noi, frați slujitori, frați binecuvântați de Domnul, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și în seara aceasta, prin luările de cuvânt pe care le vor avea, să fie o binecuvântare, într-un mod special, pentru familia îndurerată, dar și pentru noi toți. Vom mai cânta o cântare împreună, apoi fratele Emanuel Dobrin, urmat de fratele Cornel Fogoroșiu, ne vor împărtăși câteva cuvinte din Sfânta Scriptură și să luăm seama cu toții la ceea ce Domnul ne va vorbi în cele ce urmează. Share, share, share.
Stimată familie îndoliată, dragi frați, surori, prieteni, iubiți credincioși, toți cei care în această după-amiază ați găsit cu cale să faceți un bine familiei îndoliate, dar în același timp să vă faceți un bine și dumneavoastră prin venirea în acest loc de jale, fie ca Dumnezeu să vă răsplătească toată această osteneală. Amen. Aș vrea să citesc doar un singur verset al Scripturii, un cuvânt care exprimă realitatea pe care o experimentăm, cel puțin cei care suntem aici de față. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Amin. Amin. Pentru noi ca și oameni, viața ni se pare atât de interesantă prin prisma realizărilor pe care le facem sau pe care le avem, uitând de multe ori sau neluând în seamă faptul că Dumnezeu ne-a încadrat viața între aceste două limite, între naștere și moarte. Pentru unii de la naștere până la moarte sunt probabil 77 de ani, ca în cazul sorei Maria, pentru alții mai puțin. Pentru alții, mai mulți. Dar Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare între naștere și moarte. Iar apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că între naștere și moarte experimentăm atât bucuria cât și lacrimile, experimentăm pacea și războiul, experimentăm îmbrățișările și îndepărtarea de îmbrățișări, între naștere și moarte legăm și rupem relații, între naștere și moarte experimentăm momente de bucurie și momente de depresie, momente pe care nu le-am vrea repetate nici în ruptul capului. Între naștere și moarte trăim când pe culmile bucuriei, când în văile supărărilor. Însă există ceva ce ar trebui să dea sens acestui trai între naștere și moarte. Și anume, căutarea și găsirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat să căutăm și să găsim multe între naștere și moarte, să realizăm destul de multe sau să pierdem la fel de multe, între naștere și moarte, Dumnezeu ne-a dat ocazia să-L găsim pe El. Este singura perioadă în care un om îl poate găsi pe Dumnezeu. Nu-L poate găsi pe Dumnezeu nici înainte de naștere și nici după moarte, ci doar între naștere și moarte omului îi este sortit să-L găsească pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dincolo de toate realizările noastre și de toate gândurile care ne trec prin minte în fiecare zi, între naștere și moarte Dumnezeu ne cheamă în primul rând la pocăință. Și pocăința e o poruncă de a lui Dumnezeu. Omului Dumnezeu, Sfântul Apostol spune că El nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar pocăința nu e o îndobitocire sau o degradare a ființei umane,
Ci pocăința e cel mai extraordinar lucru pe care cineva îl poate face între naștere și moarte, lucru care îl mulțumește pe Dumnezeu. De când mă știu eu și acum în contextul social în care trăim, se vorbește de bullying, de această adresare urâtă. Și pentru oameni, pocăință sau ideea de a te pocăi apare ca un fel de bullying social. Și oricât de mulți specialiști am avea în școlile noastre, pocăința tot timpul va fi bârfită, tot timpul cei care se pocăiesc vor fi vorbiți de rău. Indiferent de țara în care locuiești, indiferent de nivelul de civilizație, de nivelul de respect la care ajunge o anumită țară, o anumită comunitate, pocăința tot timpul va fi văzută ca ceva ieșit din tiparul oamenilor. Pentru că pocăința înseamnă schimbarea tiparelor mentale, înseamnă schimbarea minții, înseamnă întoarcerea de la calea cea rea la calea lui Dumnezeu. Pocăința este poarta de intrare spre nădejdea pe care o avem în fața morții. Dacă nu ne-am pocăit, n-am avea nicio nădejde în fața morții. Dar pentru că ne pocăim, nădăjduim și credem că moartea este doar o trecere spre eterna prezența lui Dumnezeu. Amin. De aceea, dragii mei, pocăința nu e ceva degradabil, nu e ceva înjositor pentru ființa umană, ci pocăința e așteptarea supremă a lui Dumnezeu pe care o are din partea oamenilor în această perioadă, între naștere și moarte. Așa că nu știu după câte lucruri alergați, nu știu ce vă doriți și ce încercați să realizați între naștere și moarte, dar puneți-vă ca și scop, ca între naștere și moarte, să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu. E cea mai mare realizare a vieții. Tot sistemul de gândire se schimbă, tot sistemul de iubire se schimbă, tot ceea ce înseamnă viața și trăirea omului se schimbă, pentru că Dumnezeu locuiește în omul care se pocăiește. Pocăința înseamnă renunțarea la păcate și întoarcerea la Dumnezeu. Pocăința înseamnă a nu mai face voia mea, ci a face voia lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă a trăi la cel mai ridicat standard care poate exista în lumea aceasta, și anume standardul Evangheliei. Nu avem niciun standard mai mare decât al Evangheliei. De aceea Dumnezeu a îngăduit și a poruncit ca între naștere și moarte omul să se pocăiască. Și pocăința nu e o rușine, ci e chemarea supremă a lui Dumnezeu pentru om să experimenteze prezența lui Dumnezeu încă din mijlocul acestei lumi păcătoase. Dar tot între naștere și moarte, după pocăință, omul este chemat la credință. Noi trăim într-o țară care se numește o țară creștină. Noi trăim între oameni care pretind a fi creștini, având o formă de credință. Noi toți ne spunem că suntem credincioși. Însă Dumnezeu nu ne cheamă la o formă de credință, ci ne cheamă la avea acea credință în urma căreia fiecare dintre noi primim viața veșnică. De aceea omului Dumnezeu, prorocul din Vechiul Testament, spune că cel credincios chiar și în fața morții are nădejde. Și nu-mi imaginez ceva mai extraordinar decât în fața morții să stai cu nădejde. Când alții ajung pe malul gropii disperați, întunecați și fără perspectivă, tu, din cauza credinței, să ajungi la finalul vieții cu nădejde. Zile trecute stăm de vorbă cu un om, de fapt câteva zile mai devreme, un om bolnav de cancer, și l-am întrebat: ce mai așteptați de la viață, 80 și ceva de ani? Și a spus: aștept să plec să mă duc la Dumnezeu. Și mi-a spus: ce așteptare binecuvântată! Să stai în fața morții și să privești dincolo de ea și să spui: acolo am certitudinea că mă voi duce. Ei, această nădejde nu vine decât din credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui pe care a făcut-o pentru fiecare dintre noi. De aceea noi, când ne afirmăm credința, noi cu alte cuvinte spunem că avem credință în Hristosul Fiului Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre, ca preț de răscumpărare înaintea lui Dumnezeu, ca iertându-ne toate păcatele, să avem ca rezultat al credinței viața veșnică. Și acesta e un alt lucru extraordinar.
Dacă Dumnezeu ne-a pus ani de pe pământ între naștere și moarte, când se apropie moartea, când vine un pic prea devreme, sau când toate speranțele se năruie în fața unei grob deschise sau unui sicriu și spui întrebarea, ce mai este? Chiar așa de scurtă e viața? Atunci vine Dumnezeu și îți spune că există o viață veșnică, care se dobândește prin pocăință și prin credință în Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a limitat viața pe pământul acesta, dacă a așezat-o între aceste două limite, între naștere și moarte, în care linia vieții pentru unii înseamnă 50 de ani, pentru alții 70, 80 sau 30, sau mai nou, în ceea ce se întâmplă, că vă uitați la ce se întâmplă lângă noi, poate linia vieții e un pic mai scurtă, 20, 15 ani, să știți că există o veșnicie, o viață veșnică pregătită de Dumnezeu. Această viață veșnică nu e caracterizată de moarte, nu e caracterizată de tot ceea ce trăim pe pământul acesta, ci e caracterizată de prezența eternă a lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că dacă n-aș avea personal această nădejde a vieții veșnice, m-aș considera un om nenorocit. Pe măsură ce îmi trece viața, parcă nu mai găsesc un sens care să-mi umple viața decât acela a legării de cer. Pe măsură ce se duc anii, îmi dau seama că farmecul vieții e dat de apropierea de Dumnezeu. Pe măsură ce se consumă zilele, realizez că ceea ce aduce sens vieții este numai și numai credința în Dumnezeu și în viața veșnică. De aceea vă doresc tuturor care sunteți aici ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu dorință de pocăință, cu credință în Evanghelie, iar apoi, când se va termina viața fiecăruia, Dumnezeu să vă dea viața veșnică. Și familiei, permiteți-mi cuvântul acesta de încurajare, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște la pășun verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Și chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Mi-a întins masa în fața potrivnicilor mei. Paharul meu e plin de dă peste el. Și apoi auziți această încheiere așa proclamativă. Dar fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă dea putere și Dumnezeu să vă dea nădejde să treceți prin această încercare cu speranța vieții veșnice. Amin. Amin. Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, iubiți creștini, suntem în locul acesta, în această seară, pentru că, așa spune Scriptura, să avem aceleași simțăminte unii față de alții, să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. De fiecare dată când aud un alt anunț că a mai plecat cineva dintre noi, mi se pare că parcă tot mai des se repetă lucrul acesta. Și tot mai mult se adună creștinii acasă, dincolo. Doresc să citesc un singur verset pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni, în prima sa epistolă. El spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și zic, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Amin. Fie ca Dumnezeul oricărei mângâieri să vă mângâie inimile, să vă întărească și să ne ajute pe toți să simțim
în lăuntrul nostru, că El este lângă noi, că El este aproape de noi, că El merge cu noi chiar dacă trecem prin valea umbrei morții și mai mult decât atât, că El va fi cu noi o veșnicie în gloria sa eternă. Ce extraordinar! Dragii mei, într-o lume în care se numește creștină, ne numim creștini și toți, într-un fel sau altul, rostim rugăciuni. Apostolul Pavel, după ce face o pledoarie despre învierea lui Hristos, arătând că unii contrazic sau nu vor să creadă adevărul acesta, el vine și spune, dacă numai pentru viața de aici, dacă numai pentru 30, așa cum auzi, 50, 100 de ani chiar, am avut nevoie de Dumnezeu, sau din când în când am apelat la El, suntem niște oameni nenorociți. Suntem niște oameni care ne-am ratat scopul și ținta cea mai importantă pentru care Dumnezeu ne-a creat, să fim în prezența Lui pentru eternitate, pentru veșnicie. Și apostolul spune în a doua sa epistolă, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Toți când auzim de moarte, parcă ne strânge. Dar apostolul Pavel spune, e un câștig. Pentru că am părăsit lumea aceasta cu păcatele ei, cu ispitele ei, cu problemele ei, cu greutățile ei. Și ajungem acasă. Cel mai extraordinar lucru este să ai convingerea că atunci când ai închis ochii, de fapt pășești în realitatea veșnică a împărăției lui Dumnezeu, a raiului pregătit de Dumnezeu. Dar pentru aceasta Dumnezeu a îngăduit ca aici, în viața aceasta, crezând adevărul, crezând în Hristos, primindu-L pe El, acceptând pocăința, trăind prin credință, putem aștepta cu nădejde, putem pleca cu fruntea sus și putem să rămânem tari, indiferent de încercările și greutățile prin care trecem. Binecuvântat să fie numele Lui! Că El este alături de noi în fiecare zi a vieții noastre. Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Până la sfârșitul veacului. Dumnezeu vrea să fie cu noi. Dumnezeu dorește să fie cu noi. Dumnezeu dorește să ne însoțească. Dar El o face atunci când noi Îl chemăm. Atunci când noi dorim. Atunci când noi vrem lucrul acesta. El binecuvintează pe toți oamenii într-un mod general, dă ploaie, dă soare, călpe pe cei răi. Dar, în final, atunci când vom pleca din lumea aceasta sau va veni Hristos, pentru că venirea Lui îi foarte aproape și evenimentele ne arată din plin și dovedesc adevărul acesta. Fie ca noi toți, ca și creștini, să ne punem viața în rânduială, să trăim în nădejdea vieții veșnice, nu doar pentru pământul acesta. Solomon spune, tot ce poate mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, fă cu toată inima ta. Dar nu uita că tot ce aduni este deșertăciune și goană după vânt. Și într-o zi le-am lăsat aici. Și rămâne doar cei veșnic. Să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim în vederea întâlnirii cu El, crezând în Hristos, acceptându-L ca Domn al vieții noastre. Și Pavel spune, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Primul dintre cei care au adormit. Și asta înseamnă că toți vom învia. Și
Să ne ajute Dumnezeu să credem adevărul acesta și la înviere să fim împreună cu El, pentru că cei ce au adormit în Hristos vor trăi împreună cu Hristos atunci când va fi învierea morților. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această credință, cu această nădejde și să ne ajute pe toți să nu ne punem încrederea în lucrurile vremelnice, în viața de acum, ci să ne punem încrederea în Dumnezeu, așteptând, nu clipa morții, ci așteptând învierea, și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții, cu aceste cuvinte. Amin. Mulțumim celor doi frați care ne-au împărtășit aceste gânduri de încurajare și gânduri pentru cercetare personală. Haideți să ne închinăm Domnului în cele ce urmează prin cântare împreună cu toții și apoi vom asculta din nou din cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Nicu Moga și apoi pe fratele Sorin, să ne împărtășească din nou din cuvântul Scripturilor. Și acest cuvânt, chiar dacă mă repet, spun, pentru că este bine să o spun, să se așeze profund în inimile noastre, fie ca azi sau poate peste o săptămână, să ne aducem aminte de ele, să avem ce da minții noastre să mașine, pentru ca ele să se transforme în decizii înțelepte pentru viața de acum și mai ales pentru viața viitoare. Privire pe El, o vină-ți
Doresc și eu ca Dumnezeu să vă mângâie și să întărească credința dumneavoastră și în momentele acestea. Am cunoscut-o pe sora Maria după anii 90, venea la biserică aici la Maranata și ceea ce am remarcat era zâmbetul ei. Și dacă vreți să știți, uitați-vă acum. Așa a plecat din lumea aceasta cu zâmbetul pe față. Dacă am mai putea face ceva acum pentru sora Maria, mai face. Dar nu mai putem face nimic pentru ea. Am făcut în anii în care era în viață, în biserică, acasă, în vecini, în societate. Dar s-au dus vremurile acelea, nu mai putem face nimic. De aceea aș vrea să spun, asta e seara mea și e seara ta. Dumnezeu ne-a unit aici, am venit aici ca... vrea să ne vorbească nouă, cât mai suntem în viață. Citesc câteva versete din Psalmul 90. O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mâna ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Amin. Amin. E o rugăciune a lui Moise. Ce ziceți? Spunem amin la această rugăciune? Suntem de acord cu ceea ce spune Moise? În această seară, la un verset aș vrea să medităm. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Vedem cum ni se duc anii. Moise realizează lucrul acesta. El vede ceva. Domnul Iisus vorbea de o categorie de oameni care spunea, au ochi și nu văd. Au urechi și n-aud. Dar Moise era un om deosebit. El vedea. Văd, realizez ceea ce este în jurul meu. Realizez ceea ce este viața. Și primul lucru care spun, el vede că există un Dumnezeu. Că există un Dumnezeu care a creat totul, universul, și care ține toate lucrurile prin puterea sa. Spunea fratele Emma, în viața aceasta, acest lucru trebuie să-l descoperim. Pe Dumnezeu. Și omului Dumnezeu Moise a spus, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și când se ruga Moise, așa se gândea probabil, o, câți dușmani am avut. De când m-am născut, a vrut faraon cu armata lui să-mi ia viața, dar n-au putut. De ce? Pentru că Tu ești Dumnezeu și ești mai puternic decât faraon și decât toate legile care sunt în Egipt și tot Imperiul Egiptean. Tu ai fost locul meu de scăpare. Să realizez lucrul acesta, să vezi lucrul acesta. Doamne, ceea ce sunt, sunt prin harul Tău. Viața pe care mi-ai dat-o, de Tine depinde, Doamne. El vede că Dumnezeu are primul cuvânt și ultimul cuvânt de spus în viața unui om.
El realizează și spune, văd lucrul acesta, tu ai ultimul cuvânt de spus, nimeni nu se poate împotrivi înaintea ta. Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta fiecare dintre noi, vedem lucrul acesta, că dincolo de ceea ce fac oamenii, că dincolo de ceea ce știm noi, e un Dumnezeu care guvernează, care conduce toate lucrurile. Știți care era fericirea lui Moise și bucuria? Doamne, sunt așa de fericit că viața mea îți aparține ție. Că Tu ești Dumnezeul meu, că eu sunt copilul Tău. E cea mai mare realizare pe care a avut-o Moise în viața aceasta. A realizat că Dumnezeu e Tatălui, e Cel care ține viața. Și când Dumnezeu spune destul, totul e încheiat, nimeni nu se poate împotrivi. Ce vezi, Moise? Îl văd pe Dumnezeu care conduce toate lucrurile. Îl văd pe Dumnezeu care ține viața mea și viața ta. Dar el mai vede ceva. După ce se uită și îl vede pe Dumnezeu, știți unde se uită Moise? Se uită la om. Se uită la el. Ce vede când spune, văd cum ni se duc anii. Realizez că sunt străin și călător pe acest pământ. Văd cum mi se duc anii. Mă gândeam în această zi la câte servicii de mormântare nu am predicat, nu am fost prezent, foarte multe, nu le știu numărul. Ce ar trebui să văd eu când sunt la un serviciu de mormântare? Vezi cum se duc oamenii. Vezi că se duc și tine și bătrâni, vezi că se duc și oameni învățați și mai puțin învățați, vezi că oamenii se duc, vezi că asta e calea pe acest pământ, că omul se duce în direcția aceasta spre moarte. Ai văzut lucrul acesta? Mulți oameni nu văd lucrul acesta, se cred puternici, se cred inteligenți, înțelepți și cred că ei sunt stăpâni pe viața aceasta. Dar Moise spune, eu văd cum se duc anii. Realizez că eu sunt străin și călător pe acest pământ. Sunt așa multe semne pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră ca noi să vedem că suntem străini și călători pe acest pământ. Ne arată Dumnezeu și în seara aceasta că noi suntem străini și călători. Dar știți, ne trec ani și uite, încep să iasă perii albi. Ce spunem noi? Vedem că ni se duc ani când apar perii albi? Ne mai cad din noi nimic, mergem la dentiști și vedem că ne lasă puterile, vedem că apar riduri pe față, ce facem noi? Luăm creme, luăm parfumul, cele mai bune, să acoperim ridurile, să nu se vadă că noi suntem trecători. Vrem să acoperim, să nu ne place mormântările, nu ne place discuțiile despre moarte, pentru că nu vrem. Vezi cum ți se duc ani? Vezi cum ți se duc ani? Uită-te la părul tău, uită-te la energia ta. Și toate acestea trebuie să fie semne care să spună, se duc ani. Mă apropii și eu de ziua când voi pleca din lumea aceasta. Ce mai vede? Când se uită la om, Moise realizează care e sfârșitul omului. Văd cum e sfârșitul. Văd cum e sfârșitul. Văd cum omul muncește 70-80 de ani, strânge și le lasă toate și pleacă. Văd că în fața morții toți oamenii sunt egali. Văd că nu ne putem împotrivi niciunul dintre noi când vine ceasul acesta. Văd care este finalul. Văd că oricâtă bogăție ai strâns în lumea aceasta, nu o poți lua cu tine. Văd care este finalul. Dacă realizezi și vezi care e finalul unei vieți, vei învăța cum să trăiești. Dacă nu vezi finalul, nu știi cum să trăiești. Când vezi finalul, că plăcerile și păcatul de o clipă se duc și vine vremea când nu mai simți nicio plăcere de păcatele care te-au ținut în formă, să zic, viața întreagă, te părăsesc, se duc, nu mai ai nicio satisfacție, totul se duce. Când vezi că toți se dau la o parte, nu mai ai niciun loc, ești trecut deja.
Când vezi toate acestea, realizezi un lucru, mă apropii de întâlnirea cu Dumnezeu. Moise realizează finalul, dar el e optimist și cere ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. De ce? Pentru că pentru el finalul e unul glorios. Pentru unii e o teamă să mori. Pentru alții finalul este glorios. Biblia spune ferice de morții care mor în Domnul. E fericire. Pentru unii e glorie. Pentru alții e chin. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să spunem amin la rugăciunea lui Moise. Doamne, văd că Tu ești Dumnezeu și viața mi-ai dăruit-o Tu. Și de Tine depinde cât trăiesc pe acest pământ. Tu dai și ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Tu ne ai în mâna Ta. Văd, Doamne, lucrul acesta. Văd că ochii Tăi privesc păcatele și viața noastră. Văd, știu, Doamne. Văd, Doamne, cine sunt eu. Văd că sunt trecător. Văd că trăiesc 60, 70, 80 de ani și apoi plec. Dar știu că într-o zi mă voi întâlni cu Tine. Și voi fi pentru totdeauna. Asta să fie mângâierea voastră, Ieremia și familia. Cel în care și-a pus nădejdea a fost Dumnezeu. Cel pentru care s-a pregătit a fost întâlnirea cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fie această seară eficientă pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin. Iubită familie îndoliată, iubiți credincioși, suntem la o seară de priveghi, la o seară în care suntem alături de voi. Suntem aici să vă spunem că ne pasă. Simțim cu voi, deși dacă v-am întreba ce este în inima voastră, doar voi știți și Dumnezeu. Ceasul despărțirii produce ruptură. Întotdeauna când ne despărțim unii de alții, și mai ales dacă am stat o vreme mai lungă, durerea e mai mare. E un ceas al despărțirii de cea care a fost mamă, bunică, apropiată de voi. Dumnezeul mânghierii să vă ia în brațe acum. Amin. El știe ce e în inima voastră. Am să citesc doar câteva versete din Evanghelia după Ioan, cuvântul care a fost pus într-un context, nu chiar așa, dar tot un ceas al despărțirii a fost. Tot un fel de despărțire, pentru că urma să moară cel care a spus asta. A spus Domnul Iisus, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Amin. Aceste cuvinte, într-un ceas al despărțirii, au fost puse de Iisus, de acela care vă înțelege cel mai bine și căruia îi pasă de voi și îi pasă de noi. Și iată, astăzi ne despărțim pentru o vreme, pentru că avem certitudinea aceasta. Și în momentele despărțirii, Domnul Iisus Hristos ne dă această certitudine. Ne dă această convingere puternică. El pleacă în cer, dar nu ne lasă singuri. Pleacă să ne pregătească un loc, dar se întoarce și ne ia cu noi. Și acum, toți aceia care mor în Hristos, avem certitudinea aceasta, care au murit în Hristos, care au fost împăcați cu Iisus, sunt cu El acolo. Este certitudinea aceasta. Amin? Amin. Pregătirea pentru despărțirea de aici, de pe pământ, este, dragii mei, o certitudine. Moartea este o certitudine. Despărțirea este o certitudine. Mă duc să vă pregătesc. Plec, am plecat. Este certitudinea aceasta cu care și noi
ar trebui să ne obișnuim. Cred că dumneavoastră, care sunteți din familie, ați participat și cu Ieremia, am fost la mai multe înmormântări. Și ați fost la multe înmormântări. Și acum voi sunteți pe banca aceasta de doliu și noi suntem să vă mângâiem. Altă dată voi ați mângâiat pe alții și asta e viața. Despărțirea, dragilor, indiferent cât am ține la pământul ăsta și la lumea asta, indiferent câte pile și relații am avea la cei mai buni medici, într-o zi ne vom despărți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune așa, oamenilor reiese rânduit să moară o singură dată. Deci este o rânduială din cauza păcatului nostru. Ne despărțim. Mă duc, pentru că este certitudinea aceasta, mă duc, dar mă duc să vă pregătesc un loc, spune Mântuitorul. Este această convingere a noastră. Este o convingere că Iisus Hristos nu ne-a abandonat. Chiar dacă ni se pare uneori că trecem prin valea umbrei morții și nu-i plăcut, este greu, dar Domnul Iisus Hristos nu ne-a abandonat, niciodată nu ne lasă. Voi fi cu voi în orice moment al zilei. Voi fi cu voi în orice zi. Chiar și în momentele acestea ale despărțirii, Domnul Iisus Hristos este cu voi. Primiți această mângâiere din partea Domnului Iisus. Să nu vi se turbure inima. Aveți credință, aveți convingerea aceasta, aveți certitudinea aceasta. Trăiți prin credință. Mântuirea, dragilor, se obține nu prin faptele bune pe care le-am făcut. Mântuirea se obține prin credința în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, s-a spus deja. Ce este viața? Timpul dintre certificatul de naștere și certificatul de deces. Asta e viața. Timpul acela scurt, 7-7 de ani. Luni m-am întâlnit cu Ieremia și a spus într-un fel profetic. 77 de ani, 7 copii și așa ne-am despărțit. Poate e ceva și uite ce e. E despărțirea. Nu știm planul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a hotărât în anul acesta, când mama voastră a împlinit 77 de ani. Nu suntem cu numerologie, dar știm că Dumnezeu este în control, în controlul Universului. Știm că această despărțire este o realitate pentru noi nu-i plăcută. Dar alături de noi în momentele cele mai grele ale vieții noastre este Domnul Iisus Hristos. Mă duc, dar mă voi întoarce. S-a spus deja că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Este mai aproape decât ieri, mai aproape decât alaltă ieri, mai aproape ca oricând. Domnul Iisus Hristos e gata să împlinească, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De ce? Pentru că vreau să fiți cu mine. Acum, dragilor, închei, spunându-vă următorul lucru. Nu vi se pare că este incorrect ca în viața aceasta, pe pământ, să trăiești cum vrei tu, să trăiești cum îți place ție, cum ai chef, să trăiești departe de Dumnezeu de luni până duminică, să nu-ți pese, doar la Paști și la Crăciun îți mai aduci aminte de Dumnezeu, dar în rest trăiești după capul tău. Nu vi se pare incorect că atunci când va veni Domnul Iisus să nu vă ia dacă n-ați vrut să trăiți pe pământ cu El? Nu vi se pare că e corect ca Domnul să ia doar pe aceia care au vrut să trăiască cu El pe pământ? Pentru asta, dragilor, vreau să înțelegem foarte bine, cuvintele Mântuitorului sunt reale. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt poarta către cer. Vreți să ajungeți în cer? Vreți să muriți frumos? Vreți să muriți cu zâmbetul pe buze? Vreți să încheiați socotelile în lumea aceasta frumos? Cine a învățat să trăiască știe cum să moară, spunea cineva. Vreți să trăiești în lumea aceasta frumos și plăcut ca la final? Că atunci când se vor deschide porțile cerului, să te primească Iisus Hristos să spună, bine, vino slugă bună și credincioasă, că m-ai slujit, că pe pământ ai trăit cu mine și ai vrut să fiu în casa ta, ai vrut să trăiesc împreună cu tine, am stat împreună, ne-am rugat împreună, am plâns împreună, știu că această convingere, această credință în Mântuitorul, o aveți mulți de aici, nu vă știu pe toți, nu vă știu, vă știe Dumnezeu. Însă vreau să vă spun, dragilor, credința este darul lui Dumnezeu. Poarta către cer este una singură.
Poarta către cer este crucea Domnului Iisus Hristos. Nu există scurtătură. Nu există fapte bune care să te ducă în cer. Credința noastră în Domnul Iisus Hristos, care a stat pe cruce pentru păcatele noastre, este singura care ne duce în cer. El este calea. El este adevărul. Hristos nu minte. Hristos a spus că vine și va veni. Hristos a spus că vă ține în brațe și vă ține. Hristos a spus că nu vă lasă în momentele grele ale vieții și El este alături de voi. Hristos este, chiar dacă pare că e absent, este prezent, slăvit să fie El. El este adevărul și El este viața. El este viața veșnică. El, în El avem viața veșnică. El să vă dea viața veșnică tuturor care ați venit în seara aceasta, să fiți alături de familia îndoliată. El să vă binecuvânteze pe toți. Și nu uitați că nu este cer, nu este cale spre cer, fără Hristos, fără crucea lui Hristos. De aceea, în pocăință, așa cum s-a spus, cu pocăință, cu smerenie, să ne plângem păcatele noastre și să venim în fața cerului, în fața Domnului Iisus Hristos. Și El ne primește cu brațele deschise. Pe orice om păcătos care vine la El, îl primește cu drag. El să vă binecuvânteze, El să vă aducă această credință, convingere, certitudine din partea Lui, să o aveți în fiecare zi. Amin. Amin. Înainte de a mai cânta o cântare și a mulțumi Domnului pentru timpul acesta, permiteți-mi o scurtă mărturisire să fac. M-am hotărât ca în seara aceasta să nu am niciun fel de îndemn, mă refer din scripturi, predică sau cum vrem noi să numim astfel de intervenții. Sunt puțini oameni sau oamenii aceia pe care i-am întâlnit în viață și după acele întâlniri să fiu încărcat de pace și de bucurie și de nădejde, așa cum spuneam, sunt puțini. Parcă o văd cum traversa strada, eu veneam dintr-o direcție, ea din altă parte, și așa cum spunea fratele Nicu, mare adevăr e fratele Nicu, cu fața plină de bucurie, zâmbitoare, mă binecuvânta, îmi spunea o vorbă bună. N-am vorbit de foarte multe ori cu ea, dar am vorbit de câteva ori încât să-mi fie de ajuns să-mi dau seama ce fel de om este. Și chiar dacă nu mi-a fost mamă, bunică, din punct de vedere spiritual, că nu i-am spus-o și ei cât a fost în viață, sunt lecții pe care iată le învățăm și în astfel de situații. Eu m-am încărcat din punct de vedere spiritual când mă uitam la ea. O vedeam undeva în locul în care stăteam în biserică și vedeam lacrimile în rugăciune. A fost o persoană evlavioasă. Un om al rugăciunii. Un om care nu știu cât de mult și-a dat silința, mă refer aici în mod intenționat, dar prin felul în care Dumnezeu a creat-o pe ea și ea l-a iubit pe Dumnezeu la rândul ei, s-a lăsat folosită de Dumnezeu ca să fie o bucurie și o nădejde și un indicator spre cer pentru aceea cu care vorbea, pentru aceea cu care îi întâlnea. Și de astfel de oameni, în ce mă privește, eu mă despart cu mare durere. David spunea: Sfinții Tăi, Doamne, oamenii evlavioși sunt toată bucuria mea. Și acum când pleacă astfel de oameni, sincer vă spun că n-am de ce să vorbesc decât sincer. Mă întreb când pleacă astfel de oameni, oare cine va lua locul? Oare cine va învăța din exemplul ei și va ști să fie ca ea? Și eu mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine să fiu un astfel de om.
Mă rog pentru dumneavoastră care ați cunoscut-o de aproape, să-i urmați exemplu, să-i călcați pe urme. Să-L iubiți pe Dumnezeu cel puțin cât l-a iubit ea. Să iubiți biserica Domnului cel puțin cât a iubit-o ea. Îi vedeam fericirea pe chip când intra în casa Domnului și era acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze, încă o dată spun, ca familie. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți. Și după această cântare pe care o vom cânta, vreau să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm pentru ei, e adevărat, care iată, au nevoie de încurajare. Dar să ne rugăm și pentru noi, fiecare în parte. Să spunem, Doamne, ajută-ne să vină ziua aceea când într-adevăr vom putea ajunge acasă, în acel loc pe care te-ai dus să ne-l pregătești. Haideți să cântăm, apoi ne vom ridica în picioare și vom mulțumi Domnului pentru timpul acesta de priveghi.
și să ne încredințeze pe toți în grija Harului lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte această rugăciune. Sfinte Tată din ceruri, venim în această seară să îți mulțumim pentru ajutorul pe care ți-l ai dat și pentru că ne-ai dat putere, Doamne, să fim în locul acesta. Te rugăm însă să lași mângâierea ta. Te rugăm. Tu care ești un Dumnezeu așa de bun, Doamne, da. Și ești mângâierea tuturor mângâierii. Te rog să te ocupi de familia tuturor. Da. Cuvintele noastre sunt sărace și slabe, Doamne, dar Tu ești un Dumnezeu plin de mântuire și de dragoste. Te rog în această seară să lași peste ei ajutorul, sprijinul tău și nădejdea ta pentru ziua în care vor fi din nou împreună. Îți mulțumim și pentru că ne-ai dat harul de a ne ruga fiecare și a reflecta la viitorul nostru. Fii binecuvântat. Te slăvim și îți mulțumim pentru toate. Amin. Vă invit pentru câteva momente să reocupați locurile. Așa cum am spus, Domnul nostru merită toată mulțumirea și toată recunoștința, chiar și în astfel de momente grele. Încă o dată ne rugăm ca Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească și să așeze în inima dumneavoastră nădejdea revederii și nădejdea mântuirii. De asemenea, mulțumim fraților care au slujit în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim tuturor dintre dumneavoastră care ați putut fi prezenți în seara aceasta. Și în măsura în care puteți, haideți și mâine la ora 12, când vom fi cu toții aici, să începem slujba de înmormântare. La ora 12 va începe slujba, să căutăm să fim punctuali, urmând ca mai apoi a doua parte a slujbei să se continue acolo unde va fi așezat trupul neînsuflețit pentru o vreme. Acum spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească și așa cum am început, închei. Lăsați ca toate aceste cuvinte pe care le-ați auzit să se așeze profund în inima dumneavoastră, pentru ca în cele din urmă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu să ne ajute să luăm deciziile înțelepte pentru viața de acum și mai ales pentru viața veșnică. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Adunarea este liberă în măsura în care familia mai stă și doriți să aveți un cuvânt de încurajare pentru familie, se poate să faceți lucrul acesta.